tine acasă, echipa care o conduc. Drag și suflet și dedicat pentru fiecare om drag pe care merg să le puțin acest oraș. Să cântăm frumos și tare, ca să urmă la mulți ani. Ne aflăm din nou în satul Museatu, dacă au crezut niște țene că au scăpat de noi nici de cum, ne întoarcem din nou. La diferență de câteva zile, spun un surprins frumos al echipei noastre, cu drag să cântăm la mulți ani, la o vârstă frumoasă de 60 de ani frumos. Un jubileu extraordinar, astăzi se plătește în buchetul vieții doamna Galina Croitoru. Venim cu mare drag chemați aici de copii, de nepoți care s-au adunat frumos în gânduri bune și curate și frumoase, care de departe, care de aici, au posibilitatea să vină să deschidă ușa și au lăsat pe deschis și pe cei de la surpriză la tine acasă, știind că aducem astăzi mame, bunici, sucrii, cu o emoție frumoasă, o amintire de suflet și desigur, o la mulți ani care trebuie astăzi să se acasă, o mare frumoasă de 60 de ani și bileu care realizează astăzi cu doamna Galina Croitoru și spre care venim astăzi să-i umplem sufletul de emoții frumoase și să lăsăm în casa lui ei bine, frumos și amintiri de suflet. Mi-i pașcă-n ea, mă făcut of mamă, Doamne, bine ți-o părut, măi mamă, ne-ai dat șerceia de acasă, ce-ai rugat la maică. Bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Bine ați venit! Aici sunt oameni sărbătoriți? Da! Noi la dâns! Da! Ne primiți și pe noi? Dar de ce nu? Noi venim să vă cântăm frumos la mulți ani, la ziua dumneavoastră de naștere. Dacă îmi permiteți să vă lăsăm o emoție frumoasă în casă. Așa. Noi am venit frumos să vă aducem o emoție frumoasă astăzi pentru dumneavoastră, pentru cea care împletiți astăzi așa 10 floare în buchetul vieții. Eu sper din suflet că e sănătoasă, de frumoasă o văd că e frumoasă. Doamne, în putere, alături de soț, alături de cei care au putut să vină azi, vă spună frumos la mulți ani și dacă o să îmi permiteți să vă cânt la mulți ani, așa, scurt, frumos, cum se face la noi, la moldoveni, la creștini. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani să trăiască și acest suflet de om, care este astăzi doamna Galina. Și pe doamna Galina azi, totodată, vreau să o întreb, din partea cui venim noi? Vă uitați spre cea care este aici. Toată vina la cea care e în casă. Ei pot spune. Da, hai să începem, să-i depănăm așa. Hai să vă spun eu așa. La sufletul dumneavoastră de mamă și tată ați crescut copii. Frumoși și minunați și care vă iubesc. Cineva departe, cineva aici, cineva poate în Moldova, am înțeles că încă care mai lucrează, care nu a putut să vină, dar cineva care a putut să vină aici la dumneavoastră, cu bebe în brațe, să spună astăzi soacrei, dacă nu greșesc, dacă este nora dumneavoastră, bunicuții, să-i spună bebe boss, cum îi numesc eu întotdeauna, să-i spună la mulți ani. Iar împreună cu cei de departe care cu gândul și sufletul sunt spre dumneavoastră, deci ei luați într-un cuvânt copiii dumneavoastră, genere, fiici, ce mai aveți acolo, nepoții, toți frumos care vă iubesc astăzi, ca pe mamă, ca pe soacră și ca pe o bunică scumpă și dragă. Astăzi au hotărât frumos să vă fac ziua un pic mai călduroasă la suflet, dacă afară avem frig, e toamnă și până la urmă toamnele așa trebuie să fie, cu ploaie, cu frunze galbene, cu glod ca la sat, dar cum altfel, sănătoși să fiți principalul. M-a rugat din suflet să nu venim cu mânuțele goale, cum venim întotdeauna cu brațele pline pentru cei dragi. Dar zic întotdeauna că ceea ce aduc să consumă, să trece și o să rămâneți în suflet cu amintirea frumoasă de la cei 60 de anișori. Cu gestul copiilor dumneavoastră, care cu atâta drag și dragoste pentru mama, au zis așa, azi mama noastră e sărbătorită și azi pentru mama vrem o emoție. Și dacă ar conta în viața asta banul, cred că nu mai făceam nimic, dar contează dragostea și respectul față de mămica noastră, care ne-a crescut, care ne-a iubit și ne iubește alături de tata și întotdeauna ușa e deschisă. Cum fac părinții noștri? Lasă ușa deschisă pentru copii. Și atâta timp cât pe pragul casei mai stă mama și tata, eu zic întotdeauna că acolo e casă binecuvântată. Că cei mai sfinți oameni încă stau în cap de mască, lumina în casă arde și miesele se întind, cum poate mama și tata, pentru cei mai scumpi și cei mai dragi. Noi vă spunem frumos la mulți ani, multă sănătate, multe bucurii din partea lor, mai puține șoate, nu ca în copilărie. Că acum sunt mari și cred că copiii lor le fac șoate și întorc și ei răsplata care ați tras-o de pe urmele lor cândva cu șoteoare pe aici pe ogradă. Dar asta este copilărie și acum mama cu tata cu siguranță și aduc aminte cu nostalgie. Ce mai făceau fetele pe acasă? Care trăsnăie? Ce mai făcea fiul trăsnăie prin ogradă pentru mama și tata? Și acum cumva cred că vă-i dor de acel timp. Să mai vin acasă doar să-i vedeți că sunt alături, sănătoși și frumoși.
tata, să aibă grijă de mama, mama de tata și împreună să vă iubiți copiii, nepoții și să așteptați cu portița deschisă acasă. Vă mulțumesc! Tot grabă! Așa. Dați-i torta lui tata, sână, și neastră îți vă luați floarea. Iată așa, și mai erau șampanii pe aici. Noi am lăsat toate balt, cum s-ar spune. Și am venit astăzi la cerința unor oameni care au vrut frumos azi să transmită gânduri bune pentru ceea ce le-a dat viață. Și eu zic întotdeauna încă un lucru. Este imposibil să răsplătim părinții noștri pentru toată dragostea și truda care au depus-o pe parcursul acestor ani. Să ne nască, să ne crească, să aibă răbdare cu noi, să ne aștepte acasă și tot ei să fie cei care ne rabdă și ne așteaptă întotdeauna. Eu doresc din suflet să fie în viața dumneavoastră doar bucurii, doar alinare, doar gânduri fericite și doar copii care să vă respecte până la adânci bătrâneți, căci nu sunt în viața asta oameni misfinți, decât mama și tata, care întotdeauna sunt, muncesc și duc dorul aici acasă. Șampania promisă pentru mama și tata din partea copilașilor la această tortică să fie desigur și un păhăruț de șampanie și desigur și un gând frumos din partea mamei aici la cameră pentru toți copiii care sunt și care nu sunt aici lângă noi. O să vadă acel filmuleț cu un mesaj din partea mămicii. Le mulțumesc frumos la toți din partea cui mai nu mi-și nu m-am așteptat, dar le mulțumesc frumos. Și sănătoși ei, să fie acasă sănătoși și să îi așteptăm tot în casă, să fie să ne vadă și să îi plinim călduros. Nu uite de mama așteptat. Dar pe ei nici nu uite, da. Foarte bravo. Sănătate, părinți, în casa dumneavoastră. Mulțumesc. Bucurii la copii dumneavoastră care sunt rodul dumneavoastră pe acest pământ. Cum se spune, ce ați sădit, acum culegeți. Așa că vă bucurați de roada pe care o culegeți și eu știu sigur, dacă vă întreb acum cine sunt cei mai buni copii, eu o să spuneți amin. Fiecare mamă și tată așa spun, amin sunt cei mai buni, cei mai scumpi, cei mai minunați, cei mai gospodari, cei mai dintre toți. Să trăiască familia dumneavoastră frumoasă, noi vă lăsăm cu bine, cu gânduri bune, cu cald în suflet. A inimii rugăciunii, mamă, cu mult drag o pominești, cât pe lumea ai să trăiești, măi, oricât Gigi Parci ești, oh, mamă. Și oricât ce ai greșit și în acazuri ai făcut, mai rămâi puiul ei.